134 cu 1 litera A și aliniatul 3 litera din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 și al dispoziției primarului Comunei Ardeal numărul 118 din 21-11-2019, vă invităm să participați la lucrările de ședință ordinară a Consiliului Local, care are loc astăzi, data de 25, la ora 12. Din cei 11 consilieri locali care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Mai bine domnul Ionache, dar nu sunt cu adunărea. Deci, da. Și Bogdan. Dacă vine, da, oricum, ședința este statutară și poate începe lucrurile. Așa. Având în vedere prevederea 438, aliniatul 15, în ordonanța cu urgență de 57/2019, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Deci, procesul verbal a fost adoptat în anumitate de voturi. Așa, acum, la ședință participă Andrescu SITB și o cur doamna Jigău Nacisa. În conformitate cu prevederile articolului 123, aliniatul 1, din ordonanța de urgență a Guvernului, vreau să faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Domnul Rostu? Nu, cine face propunerea? Da, nu faci propunere, domnul. Propun ca pentru cele 3 luni, parcă de aici. Da, domnul vice, de acolo în Constanța. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Pițu, vă răspuns. Mulțumesc pentru încredere acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dau citire ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Inițiator cu un arbitru de acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și informatul de aprobare a comisiei. Comisiile care au vizionat, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, Drepturilor Cetățenilor. 2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2019 și a listei de investiții, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodăria Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 3. Diverse, dacă nu sunt și alte proiecte de hotărâre pe ordine de zi, nu. Da. Supus pe aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Bun. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Avizie. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anica Icarina, președinta Comisiei de Specialitate. Aviz. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Așa. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, la Cadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, a zis. Comisia vizează favorabil în forma prezentată. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordine și Justiție Publică, Adresul de Cetățenilor, Rusul Alex Salam, președinte al Comisiei de Specialitate. Nu am mai multe. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere modificările legislative, ordonanța de urgență 74/2018, nota de constatare întocmită de comisare de Cadrul Gărzii Naționale de Mediu, adresa Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General,
adresa Agenției pentru Protecția Bancă, cu raportul de audit, contractul de delegare, contractul, iarăși, de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Deci, aici o să dau o scurtă prezentare documente care stau la baza modificării noului regulament al Agenției Bacău. Prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor gospodării din județul Bacău și actele adiționale 1, 2 și 3. Așa. Și instituirea taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor gospodării din județul Bacău. Este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională. Anexare contractului de finanțare. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la articolul 25 de legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicat cu modificări și completări ulterioare. Sunt în cont de prevedere hotărârii AGADIS numărul 10 din 20-12-2013, prin aprobarea documentației necesare de demarare procedurii de licitație pentru delegare serviciului de colectare și transport de deșeuri și a hotărârii AGADIS 7 din 7-5-2014. Având în vedere cele anterior menționate, toate actele normative care stau la baza acestui regulament, supus prin aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău. Prin gradis. Dorește cineva să ia cuvântul? Da, rugămintea mea e să ne grăbim puțin, că nu-i pus scurt. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2019 și a listei de investiții. Aviz Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunului, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Monica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate. Aviz. Comisia aviziază favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentă. Dau cuvântul doamnei Jirov Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, pentru că v-am spus că ne grăbim, e mai scurt, întrucât nu avem prevederi în buget pentru plata drepturilor salariale pentru luna noiembrie, pentru atât la unități specifice și la asistenți personali. Nu există prevederi pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap pentru luna noiembrie. Am procedat la virarea de credite de la un articol la altul, în vederea acoperirii acestor cheltuieli. Acolo scadența este data din 6 a lunii decembrie, urmând ca pe măsură ce vor crește veniturile, să revenim asupra bugetului și să mai prevedem alte sume la bunuri și servicii. Ca atare s-a diminuat bugetul la bunuri și servicii cu suma de 127,57 mii lei. Și creșterile au intervenit la cheltuieli de personal, 104,79 mii lei și la asistență socială pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, 29,78 mii lei. De asemenea, întrucât intenționăm să încheiem un contract pentru denumire, dare, studii, teren, expertiză tehnică și documentație avize pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fituri, în vederea depunerii acestui la CNI. A trebuit să procedăm la virări de credite și la secțiunea de dezvoltare, astfel încât să putem contracta lucrarea pe care intenționăm să o depunem în vederea obținerii finanțării. Și am diminuat valoarea obiectivelor de investiții, reconstrucție pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat cu suma de 12,42 mii lei. Obiectivul modernizare drumuri locale diminuat cu 91,85 mii lei. Și s-au majorat obiectivele de investiție, elaborare, studiu, fezabilitate, înființare, sistem, canalizare cu suma de 19,27 mii, servicii de consultanță și realizare studii, studiu, fezabilitate pentru înființare, rețea distribuției gaze naturale 30 mii, întocmire dale, studii, teren, expertiză tehnică și documentații avize conform certificat de urbanism pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viitorii în comuna Ardoani cu suma de 90 mii. De asemenea, a fost radiată din lista obiectivelor de investiții amenajare șanse teriate în valoare de 35 de mii lei.
la propunerea școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ioan, întrucât nu sunt nici acolo prevederi bugetare pentru decontarea navei pietatelor didactice, începând cu luna septembrie. Au găsit și soluția să renunțe la unele articole de cheltuieli unde au înregistrat, nu au fost atinse obiectivele la cheltuieli și procedează și la transferul sumei de 3.000 de lei de la alte articole la transport în vederea documentării decontării navetei cadrelor didactice. Mulțumim, doamne și domnul Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, sunt de acord cu totul cu... Da, sunt de acord cu totul cu ce ați prezentat. Da. Internet. Continuă. Supun la vot proiectul de hotărâre de data de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Diversi. Da. Fiind cu toate problemele la unde de zi, de care visele trebuie să